Doamna Vitror, mă numesc eu, Gian. Continui seria de experimente pe care în niciun caz nu trebuie să le repetați. Sunt petarde pe care eu nu le-aș numi petarde. Nu știu cine le-a făcut și la ce s-a gândit atunci când le-a inventat. Explodează atât de tare încât fac găuri în asfalt. Pe Google sunt milioane de website-uri cu aplicații pentru telefoane, dar deseori întâlnesc probleme când vine vorba de descărcat aplicații sau jocuri pentru Android-ul meu. Vreau să vă recomand un website absolut safe și gratuit, creat de niște prieteni care moderează aplicații cu mare grijă și care nu conține absolut niciun fel de virus. 1001apk.com este un website cu multe aplicații și jocuri pentru Android-ul tău. Explodează ele tare, dar eu vreau să le măresc efectul, așa că am să le leg de alte corpuri inflamabile. Am să le lipesc de o sticlă de vodcă, adeziv pentru vopsea, un odorizant pentru cameră, spumă pentru izolații și gaz butan. Cu banda adezivă voi lega petardele de aceste obiecte. Îmi rămâne doar să le dau foc și să fug la o distanță în care să fiu în siguranță. Prima dată am să explodez spuma pentru izolații. Petarda este atât de puternică încât sparge cutia de metal. Odorizantul. Fire! Urmează gazul. În episodul în care am aruncat mâncarea de la 30 de metri, mulți mi-ați reproșat că trebuia să dau mâncarea la un boschetar sau un om sărac. După acest video, cred că mult mai mulți or să plângă în comentarii pentru că am explodat această sticlă, dar na, asta e! Și într-un final, adezivul. Da, cu el pot să dau foc și la pădure. Abonează-te la canal, dai un like dacă vrei să vedeți mai repede un episod nou. Dacă ai o idee bună ce aș mai putea filma, scrie în comentarii. Ne revedem foarte curând. Vă salut!